Vă salut, prieteni, și bine ne-am regăsit. Sunt la munte. Am plecat din București cu un grup organizat de agenția de turism Andino Travel, o agenție de succes care am făcut foarte multe excursii cu ei, chiar vi recomand. Am plecat din București pe drumul care duce înspre Târgoviște, după care am ajuns la Moroieni și iată, am ajuns în inima munților. Vă place? O să urc și eu puțin așa pe munte, să mă împlim și eu puțin. Să vă arăt și vouă câteva imagini frumoase, sau pot să zic spectaculoase. Este frig, dar nu atât de frig încât să ți înghețe mâinile, picioarele. Este ok afară. Ceva aici, sunt în pădure, vreau să vă arăt ceva. Voi aveți idee ce-o fi chestia asta? O fi ceva pentru urși? Are ceva înăuntru acolo. Ce-o fi? Nu pun mâna. Dacă e o trăvitoare sau ceva. Vedeți? Ce-o fi chestia asta? Acolo e drumul și puțin mai în față de drum am găsit asta. Dacă știți ce e, lăsați-mi în comentariu.
Dragi prieteni, cam atât am vrut să vă arăt din sălbăticia munților Bucegi. A început să iasă și soarele, iată. Deși e foarte frig și se mai încălzește așa puțin pielea pe tine când iese soarele ăsta. Și o să ne vedem la o nouă excursie. Vă urez multă baftă, succes și vă invit să călătorim împreună. Multe salutări!